Salutare tuturor! Astăzi vă invit la pleurotus cu sos de soia și mămăligă. Este un preparat de post delicios. Haideți să vă arăt cum l-am pregătit. Am folosit 500 de grame de ciuperci pleurotus pe care le-am tăiat pe lung. La fel am procedat și cu o ceapă și cu un ardei capia. După care am încins un wok în care am pus ulei de măsline, am adăugat ceapa și ardeiul capia, le-am călit foarte puțin, după care am adăugat și toată cantitatea de ciuperci pleurotus. L-am lăsat puțin la muiat, după care am adăugat puțin apă să nu se prinde de fundul vasului. Am lăsat cu capac puțin până s-au muiat mai bine ciupercile, iar între timp am pregătit un sos dintre lingurițe de făină, sos de soia, fiecare adaugă după gust, după care am adăugat și puțin apă ca să subțiez acest sos. L-am adăugat peste ciuperci în wok, am completat apoi și cu niște piper, am mai adăugat și apă, adăugați apă în funcție de cât de grozori să fie sosul. Eu am pregătit și o mămăligă fierbinte care a mers perfect alături de acest preparat. Mai multe detalii despre acest vas în care fac eu mămăligă găsiți în descriere dacă sunteți curioși și dacă vreți să vă cumpărați și voi. Cam așa arată și mămăliga. Și dacă totul este gata, haideți să ne punem la masă. Mămăligă, ciupercuțe, puțin pătrunjel și gata, la masă. Chiar mi-a fost foarte foame, este o mâncare foarte, foarte delicioasă, perfectă pentru perioada de post, dar nu numai. Sper să faceți și voi!